Bună dimineața, colegi! Astăzi avem a treia ședință de guvern în această săptămână. Din nou este legată de încheierea sesiunii de primăvară-vară a Parlamentului. Pe ordine de zi a Parlamentului este un proiect de lege pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova, deci este un proiect despre repatrierea diasporei și avem un amendament care a fost formulat în baza consultărilor cu cetățenii noștri din diaspora și astăzi ne-am întrunit aici ca să dăm aviz pentru acest amendament ca legea să poată fi votată astăzi în lectura a doua. Vă rog, domnul Budeanski, să prezentați avizul guvernului. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, vă prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea avizului amendamentului la proiectul de lege privind acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova. Prezentat cu titlul de inițiativă legislativă de către președintele Republicii Moldova, numărul 159 din 2604-2022. Amendamentul prevede extinderea termenului de exploatare a mijloacelor de transport care vor fi importate cu scutiri de plata drepturilor de import de la 7 la 9 ani, precum și reducerea termenului care interzice înstrăinarea mijloacelor de transport de la 5 la 3 ani. Acest amendament a fost înaintat în urma discuțiilor cu cetățenii aflați în diaspora, care dețin mijloace de transport în stare foarte bună, dar care au un termen de exploatare de 7-9 ani. Este și de menționat că, de fapt, parametrii generali ai proiectul inițial și acestor amendamente, dacă considerăm viața unui automobil, rămân în aceeași logică. Luând în considerație cele menționate, rog să susținem acest proiect. Vă mulțumesc, domnul Budeanski. Deci este un amendament care vine în urma consultărilor. Este un proiect foarte bun pentru cetățenii noștri care se află în diaspora și în acest context eu aș vrea să menționez un serviciu care a fost lansat ieri, serviciu de M-Delivery, deci serviciu de livrare a documentelor la domiciliu. El este îndeosebi util și important pentru cetățenii noștri din străinătate, care uneori trăiesc la o depărtare foarte mare de consulatele Republicii Moldova. Sunt țări mari, Statele Unite ale Americii, Germania, Franța, altele, unde avem mulți cetățeni moldoveni în toată țara și uneori trebuie să ia avioane, să plătească sume importante de bani pentru ca să-și ia documentul de la consulat. Da, este necesitatea în continuare de prezență fizică atunci când depui actele sau când trebuie să fie făcută fotografia sau să fie luate amprentele, dar cel puțin atunci când actul este gata, el poate fi livrat la domiciliu. Am spus asta în contextul acestui amendament pentru diaspora, dar de fapt acest serviciu este foarte bun pentru toți cetățenii țării, pentru că și acele 50 de kilometri uneori care despart cetățeanul de centru multifuncțional este o distanță destul de mare în condițiile în care trăim în secolul 21, putem digitaliza serviciile, putem primi livrări acasă. Și deci aceasta va ajuta la creșterea productivității timpului oamenilor care vor putea folosi acest timp pentru ca să facă alte lucruri importante pentru ei. Deci eu vreau să-l felicit încă o dată pe domnul Țurcanu și la mai mult și la mai mare pentru acest serviciu de M-Delivery care de fapt are și potențial în utilizarea pentru comerțul electronic a companiilor noastre și alt potențial de utilizare. Aici eu propun să votăm acest amendament. Cine este pentru? Aprobat. Vă mulțumesc.
Acesta a fost unicul proiect pe ordinea de zi și ne vedem săptămâna viitoare. Vă mulțumesc!